Că mă duc, da? Serios? Ce faci? Miroase bine. Miroase bine. Ce faci? Ce să fac? Am avut așa o mică... Ceartă? Da. Cine? Cu Madalin. De ce? M-a zis el niște lucruri. A vrut să iasă în evidență. Și a reușit? Nu, că n-are cum. Zi despre tine mai multe lucruri. Ai frați? Da. Câți? Încă 6. Încă 6? Serios? Da. Ce tare. Și cea mai mică are 5 luni. Serios? Să trăiască. Mersi. Ce părere ai de fetele din casă? Să fiu sincer? Da. Pe unele, mă rog, unele mă deranjează atitudinea lor. Ai de încă vreo fată de care să-ți placă? Nu. Mai, dar să fii sincer. Da, nu am treabă. Da, sunt sincer. Am o vagă bănuială. Că? Că cineva... Te-ar plăcea? Da. Și anume? Bianca. Crezi? De ce? Nu știu. De câte ori am vorbit cu ea sau de câte ori s-a băgat ea în seamă cu mine, când i-am dat replică, am mai avut curajul să întoarcă chestia asta înapoi. Ei îi place foarte mult de Adelin. Ei? Da. Foarte mult. Dar știi... Vorbind ieri cu Daniel, a trecut peste, presupun, că erau... Serios? Da, deci e schimbătoare din câte am văzut. Zi-mi de tine, lasă-o. Da, hai, lasă-o pe ea. Ce-ți place să faci cu o fată? Adică o prietenă, o iubită. Unde o iubită? Place? Da. Băi, mie îmi plac foarte mult plimbările în parc. Clar de lună. Nu neapărat. În orice moment al zilei. Îmi place să mă plimb prin parc și să facem foarte multe chestii. Cum ar fi? Cum ar fi să glumim, să râdem, să ne jucăm cu mâncare, să mâncăm foarte mult. Chiar dacă nu mâncăm mult, să cumpărăm foarte multă mâncare. Să fie. Da, și tu la fel. Da? Altceva? Da. Tot timpul mi-e frică să nu mor de foame. Da, nu e chestia asta, dar gen... Ai senzația de foame înainte. Și știi? După. Și mănânci un pic, te-ai săturat și după iar ți se face foame. Eu așa sunt. Mănânc din două în trei ore, așa. Din două în trei ore. Așa. Și ce mai place mie să fac? Să gătim împreună. Da. Îmi place foarte mult chestia la tine asta. Tu gătești. Gătești? Gătesc. Așa, pe și eu pot să mă uit la tine și... Și să gătești. Da. Și? Da, să înțeleg că ai așa o pasiune pentru bărbații care gătesc, nu? Da. Maxim. Nu, serios, îmi place cum ești tu. Nu neapărat că am o pasiune pentru un tip de bărbat. Înțeles. Îmi place cum ești tu și dacă nu găteai și dacă găteai. Dar ce te-a făcut să... Pentru că ești nebun ca mine. Serios. Și foarte puțină lume reușește să-mi captezi atenția. Foarte puțin. Serios? Da. Mamă, deci prin chestia asta, prin faptul că sunt nebun? Da. Adică mi s-a părut super ciudat ieri, zicea anumite lucruri și eu la fel, deci ziceam fetelor. Și ca și n-am vorbit nimic cu tine. Da, și mie. Acum mi-au zis băieții că cum ar fi ca și ea să intre pe skateboard, cum a intrat tu. Și zic, băi, gata, mă, poteliți-vă, că nu e chiar așa. Atât de unde ai făcut rost de skateboardul ăla? E... Nu, chiar am avut azi o zi proastă, dar... De ce? Nu știu, m-am trezit foarte simțit? Supărată. Ai dormit? Am dormit pe spate. Când pe spate, când pe față. Eu m-am... La cât am adormit? La 4:30. Serios? Da, doar... eu dorm foarte târziu. Serios? E foarte rapid. Eu dorm foarte puține ore. Maxim 6. Băieții chiar sunt drăgostiți de jos? Sau nu? Din câte văd eu... Madalin. Madalin e... Fiert. Nu e că fiert, el deja crede că e căsătorit, adică... Urmează acum să vorbească în cameră despre numele copilului. Simți și cum te înțelegi cu frații tăi. Da, oh. Te pup, pa. Da, să te pup. Da, să te pup. Nu te dai la zi, te pa. Tu te-ai luat să te duci.
dau, că e colegul meu. Adi. Cați ești pălăria ta. Mamă, dar deja m-a așteptat. Deja îți fac poză? Buze. Stai așa, te rog. Hai. Vedeți să-mi vă împiedicați. O mână în buzunar. Poftim? O mână în buzunar. Ce ai făcut? Sorry. Fă-l pe tot. Fă tot programul. Bă, ce? Ce? Am fost acolo, am vorbit. Ce? Devla. Ce ai făcut, mă? Of, Devla. Uite, am spus... Ce mi-ai zis? Lasă-mă că... să vorbesc cu... Nu, vreau să spun eu, dacă Adrian am început. Adrian acolo. Da? Dar vreau să spun și Ranucăi. Până acum asta. Știi că mi-ai spus tu că ea i-ar fi zis lui Adrian, că ea l-a ales pe Adrian în a doua zi. El mi-a zis că tu i-ai zis lui că... Și de ce nu îți spui în față? Ți se pare normal să dacă vorbești nu te-am prins, asta cu Rafael? Nu am nicio treabă, zic și în față. Ți-am zis că și atunci când l-ai luat în brațe m-a deranjat. Ți-a zis în față lucrurile. Nu știu, tu trebuia să vii să-mi zici în față adevărul ce ai vorbit. Sunteți cam deranjate de lucrurile, adică astea care se întâmplă. Și pe tine te-ar deranja, frate. Minciuna. De obicei, în rest nu mă deranjează nimic altceva în afară de minciună. Frate, dar de ce i-aș fi zis ăla că l-am votat? Dacă nu am nicio atracție față de el și nu-mi place de el, de ce eu știu de cine îți place ție. Știu că nu. Păi clar nu-mi place de omul ăla deloc, nici măcar să... De nimic nu-mi place de el, nici măcar să merg să beau o cafea cu el. Crede-mă că nu-mi place, deloc nu-mi place. Și atunci de ce ai zis te-am votat? Pentru și am fost nu singura. Dar nu crezi pe el că l-am votat și da, normal să-l cred pe el. Păi normal. De ce? E normal pentru că îmi place de el și că normal când stai cu un om. Vorbă, nu contează să stau un minut. Dacă mi-mi place de el și vreau și ca bărbatul de el să-mi să am încredere, dar nu aveam tine. Felicitări că ai încredere oarbă. Mă bucur pentru asta. Chiar sunt curioasă să văd ce ați vorbit voi. Fix atunci. Dar las că o să vorbesc eu cu el acum. Chiar sunt foarte curioasă ce au vorbit ei doi. Poate am zis că ea te-a votat pe tine despre tine. Am zis ea și ea te-a votat poate pe tine. Poate a înțeles el greșit. Și a înțeles el greșit, dar în niciun caz eu nu o să spun așa ceva niciodată. Eu zic ce mi-a zis el. Băi, dacă s-a dus ea, l-a chemat pe Adrian. Mă duc eu acum. Ștefania. Vreau să vină Adrian. Păi am văzut asta zic. Totul ține de psi. Dar tu nu mai ai văzut ziua pe aici că eu sunt continuu. Adrian. A fost cum v-am zis, a fost cum v-am zis. Bună. Bună. Pe acolo. În primul rând vreau să îi spui lui Adelin că mi-a făcut plăcere să stau cu el de vorbă și că abia aștept să ne vedem. Doar că cu tine aveam ceva de lămurit. Ia spune-mi, te rog, în ziua aia când am stat noi de vorbă și te-am îmbrățișat, care a fost motivul pentru care te-am îmbrățișat? Mai ții minte? Nu. Dar pe cine ai votat? De conversație, nu știu, adică nu de altceva. Da, îmi dau seama. Am votat-o pe, Raluca. Blonda, nu? Nu, blonda. Cealaltă. Nu te cred, bravo. De ce? Ce vrei să te votezi pe tine? Nu, e bine, bravo. E bine? Felicitări. Așa e ultima îmbrățișare. Da. Eu mi-am dat seama. Eu mi-am dat seama că gen mi-au atras băieții atenția că... Da. Ok, hai să-ți amintesc. Nu, spune-mi, eu ți-am zis că te-am votat pe tine. Da. Asta ți-amintesc sau e sigur că asta am spus? Da, sunt sigur că mi-ai spus asta. Ok, eu nu am avut nicio atracție față de tine ca fiind, da, știu, adică mi-am ceva... dat seama după. În primul rând am zis, dintotdeauna am zis că mi-a atras atenția Daniel, primul băiat fiind, și Adelin, ultimul băiat. Din ce am spus că sunt genul meu de băieți, de tine doar am spus că ești super de treabă, că ne faci să râdem și așa mai departe. În ziua aia când am stat noi de vorbă, clar că Adelin era ocupat cu Bianca, Mădălin cu Vio. Și eu eram singur. Da,
și eu am zis, bă, hai să comunic cu el, că mi se pare super de treabă, super ok și așa mai departe. Și te-am întrebat pe cine ai votat tu, mi-ai spus că de ce vrei să știi ține neapărat și am zis, nu, de conversație, din câte mi-amintesc, așa ți-am spus, că de conversație doar și din curiozitate. Ți-a spus Raluca. Da, și-ai spus Raluca și am zis, mă bucur foarte tare că și ea și-ar dori să iasă cu tine și ea da, te place pe tine. Da, spui că toate fetele își doresc chestia asta pentru ea, nu? Da, dar, nu știu, poate să zic așa, dintr-o anumită greșeală sau fără să-mi dau seama am spus că te-am votat, dar nu să-ți lase impresia că te-am votat sau pentru faptul nu, că... Nu, eu am fost în... Eu neavând, practic neștiind pe cine ai ales tu sau pe cine așa, pe cine ai plăcut tu sau pe cine ai pus tu ochii, să zic da, așa. Da, da. Am fost așa un pic în derivă, pentru că tu ai zis că m-ai votat, după și ea că m-a votat și eram așa... Ori nu m-am exprimat eu corect. Probabil că nu te-ai exprimat tu corect. Ori ai înțeles tu greșit. N-am înțeles greșit. Poate am zis și ea te-a votat sau și ea te place. Nu, că după am spus și ea că m-a votat. Deci tu ai spus prima dată că m-ai votat și după a spus și ea că m-a votat, dar la foarte puțin... Da, să-i spui să vă că... Pun, să vă întreb care dintre voi m-a votat. Eu chiar asta le-am zis și la băieți, că vreau să vă întreb pe amândouă de chestia asta, pentru că eram foarte nesigur pe mine. Sau poate chiar m-am grăbit eu să cred chestia asta, știi? Ești ok? Eu sper să fiu ok, nu-mi place nu dar trebuie să fie discuție. Le explici fetelor care este situația, da? Te rog. Și okay. Sper ca înainte să mai deschizi gura să fiu sigur, seama. Știi? Poate așa ai înțeles, nu mai te judec. Da. Da. Da, s-a întâmplat. Bine, mi-a bine. Părut bine să știi. Și mie. Pa. Pa. Și asta când o să vine el, când vreau să vorbesc pe la spate, că nu e ok. Dar fiecare face ce vrea, frate. Nu, o să... Ceea ce ne spui noi, pot spune și lui și... Păi, o să-i spun, îți dai seama, că nu sunt genul. Hai să bărf. Cum să te ceri? Ce fac? Dacă nu vorbesc cu tine, cum să te ceri cu mine? Exact. Păi nu da, poți să-mi zici o zi întreagă, să mă bazi la așa la cap. Dacă nu vorbesc cu tine, ce să-mi faci? Uite, cum vreodată? Eu știu cum aș putea să mă cer cu tine, dar nu spun la nimeni. Eu cred că el o să fie succes în chestia asta. Pare mult. Oricum e sufletul petrecerii, ca să zic da, așa. Da, într-adevăr. De la noi. Deci, dacă n-ar fi Adrian, noi am fi triști. Corect. Serios. Da. N-am fi triști, dar ba, da. La fel, nici pe jumătate. Cât am râs, mă, noi aseară? Păi noi aseară eram triști. Stăteam, când ne-am plictisit până să înceapă el cu tra... Hai, mă, ce ai, măi? Noi suntem ca triști, mă, dacă n-ar fi Adrian. Ce mai știu că nu? Asta exact. Păi eu i-am zis destul de ori că el e spumat. Ăsta dă numai dume, râdem cu el, te simți bine, îți dă starea aia să râs. Dacă n-ar fi el, noi am stat numai serios și pe telefoane. Dacă ar fi să-l votez, l-aș vota pe el că o să iasă în finală. Adică că se va aduce în finală. Eu așa cred. Nu știu, eu cred. Are carismă bună. El și cu Blonda cred că o să ajungă în finală. Cine? Adrian? Nu, Blonda. Ah. Adrian și Blonda, cred că o să ajungă în finală, cred eu. În legătură cu Adrian, este un băiat foarte de treabă, nu mă afectează glumele lui, mă înțeleg foarte bine cu toți băieții, în special cu Adrian, îmi dă o stare foarte bună când am nevoie de el, este lângă mine. Uneori ești supărat sau trist, dar dacă l-ai pe Adrian lângă tine, totul este foarte bine. Te salută Ștefania, i-ar fi plăcut să stea cu tine, dar fetele au sărit pe ea în cameră din cauza faptului că a spus ea că m-a votat pe mine, iar Rafaela... Stai puțin, ia un loc, că n-am înțeles. Eu vreau ultima. Mamă, am ales una, două. Bine. 3, 4, nu cred, toate. A, suntem 5 care... Mamă, 5 la legem pe... Ce ați vorbit? Am vorbit despre... Pe Adrian l-ai ales, nu? Da. Am vorbit despre discuția asta. Știi, eram acolo și l-am întrebat de cine îți mai place și noi tot vorbeam de fete și au zis că de tine nu-i place că l-ai mințit, că tu ai zis că l-ai votat și de fapt tu nu l-ai votat. Poate exact greșit, așa mi-a poate s-a interpretat greșit. 100% fetelor, credeți-mă că n-aveam, adică... Dar oricum s-ar fi văzut pe cameră chestia asta. Da. Nu aveam niciun deci interes. Deci cum să mintă ea. Deci să de ce să zică el atunci? Da. Ce? De ce a spus el acum lucrul ăsta? Acum nu mai pot să am credere în el. Pentru că nu, poate el a zis că așa a înțeles. Poate s-a interpretat greșit. I-am zis, ori m-am exprimat eu greșit, ori ai înțeles tu greșit.
Da. Dar ideea este că eu nu te plac sub nicio formă, din niciun punct de vedere. Mie îmi place de Adeline, spune-i, te rog, care a fost motivul pentru care eu nu l-am invitat, pentru că am avut ceva de lămurit cu tine. Și că abia aștept să-l văd. Serios, da. Ce drăguț. Să vedem cine urmează. Rafa. Adrian, da? Stai seama că turbează Adrian când o vine acolo. Da. Ce cauți, mă, fate? Ce cauți? De ce tu? Cum ai putut să mă alegi? Vrei nu, să-mi dar faci rău? Le spune adevărul. Până la bani, ce da. Drag pentru. Mamă, pe Mandalin. Ce vorbești? Ce ți-am spus? Că nu pleci ultimul? Așteptam. De-abia așteptam să te văd. Și eu pe tine. Ce faci? Bine. Mă așteptam să mă cheme iar ultimul, adică să te lase ultima. Da, și eu. Și urma, da, un presiune. Aveai emoții? Da, eram nerăbdător. Foarte nerăbdător. Și eu. Te-am și ales pe tine ieri, pentru că am văzut ceva ce îmi place. Și chiar ți-am vreau să continuăm pe drumul ăsta. Adică, chiar dacă vor încerca să creeze momente urâte, să reușim să trecem peste amândoi. Vor încerca amândoi. Mult, tocmai. O să vezi. Mai ales că au văzut deja că noi doi suntem apropiați și o să încerce mereu să facă ceva. Da, nu o să... Important e ceea ce simțim noi și dacă exact. Tu ai încredere și am încredere în tine. La, e... Nu o să se întâmple nimic. Când am ajuns aici, venea să intru cu ochii închiși, mă așteptam să fii tu. Și dacă era altcineva, eram foarte dezamăgită. Sincer. Mă bucur că îmi zici chestiile astea. Adică îmi dă și mie siguranța de care am nevoie. Bine să te aud, adică bine. Că după aia nu mai am timp. Da. Sper să ne mai vedem azi. Păi doar astea 5 minute. Dacă sper să fie. Să venim în casă și să ne lase tot așa. Sper să fie. Cât am stat? Jumătate de oră. A fost mai mult decât de obicei. Mă liniștesc așa. Eu când am ieșit ieri de aici, eram așa liniștit. Deci da? După aia nu mai avut niciun stres așa. Dacă erai ultimul, îți spun eu că intrai în panică. Nu intra. Ba da, îți spun eu că intri în panică. Nu intra, că la cât sunt desigur, ei tot prin absurd încercau să zică. Hai să zicem că nu te cheamă. Și zic, nu, eu sunt atât de sigur pe mine încât n-are cum. Mereu să fie așa, îți spun așa eu. O să fie. Da, sper să ne vedem. Da, păi dacă nu e de cadou ăsta, fac jale. Cum a fost? Eu am să acord. Îl aleg pe Adrian. Adrian, ca să se înțeleagă, știi că zic Adrian. Ah, și nu Adelin. Da. Așa mă zic băieții, că vorbesc acolo, că o să vină Mădălin și la întâlnire o să vorbiți de câți copii și de nuntă. Nu, n-am vorbit asta. Nu, ești curioasă. Vreau să au numai sunetul băieților, că nu o să... Da. Am emoții, dar nu știu de ce. Vezi? Nu tare până la capăt. Pe simplu a fost așa. Fii tare emoții. Până la capăt, ieri dralu. Ieri am avut emoții, nu mai puteam. Da, așa când te întâlnești cu cine, nu, așa n-ai emoții. Știi că... Ia vezi ce zicea acolo? Te rugăm! Adrian, v-am zis eu! Boss, da, boss! Băi, ești un pic! Da, bă, ce v-am zis, așa te-o mișcă! Opa! Ce faci, măi, Adrian? Ce să fac, măi? Hai, aloc!
Cum doresc să spun? Raluca sau Marina? Blonda. Blonda. Am venit să îmi cânti, că sunt supărată și vreau să îmi cânti. Îmi cânti și mie ceva. Serios? Da, vreau. Știu că tu mă faci să râd, așa că... Eu acum mâncam niște cereale. Îmi pare rău că te-am deranjat. A, nu. Da, nu m-ai deranjat. A, nu? Ok. De ce ești supărată? Că sunt supărată. Păi ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, vreau doar să-mi gândi. Îmi dai-mi chema ca să zic ce s-a întâmplat, să fii psihologul meu. Ce vrei să-ți cânt? O melodie de dragoste. Why, why, tell him that it's human nature. Why, why, does it be that way if they say why, why, ooh, tell him why, why. Does it do it that way? I like living this way. I like loving this way. So ce să-ți mai cânt? Stai. I was alone in the dark when I met you. Ooh. Ooh. I was alone, there was no love in my life. Deja o dau în dedicație. Să nu cadă. Îi transmit Ralucai când cobor jos. Da, să-i transmiți, da. Vorbiți despre noi, nu? Da, îți dai seama. Dar el ce știe despre mine? Era sigur că mă trebuie. Hai de simt. Băi, nu știu de cu părerea deocamdată. Pentru că vrea să cunoască mult mai mult. Să vadă reacții. Nu știu, probabil vrea să vadă și anumite gesturi, știi? Că el nu e tipul care se grăbește în general, știi? Să ia o decizie pentru că nu vrea să... E trecut prin viață, este normal. Să... E foarte trecut prin viață și are foarte multe experiențe, dar asta probabil și uneori, nu știu, se comportă într-un fel, poate răspund, el vorbește mai rar de obicei, știi? Imediat, imediat. Și da... Așteaptă să vadă mai multe... Mă enervează că sunt așa în comuniță cu Bianca. Ai, Bianca... Asta na. Nu prea îmi place. Vârsta ei spune multe. Poftim? Vârsta ei spune multe. Auzi, să nu zici cum te întâlnesc. Nu, nu, nu. Te pup. Te pup. Te-ai dat de gol? Poftim? Te-ai dat de gol? Cu ce?